în centrul capitalei, mai la deal de primărie, în coasta Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Recent a fost distrus ce a mai rămas dintr-un monument de arhitectură. Partea esențială a fost distrusă cu câțiva ani în urmă, a rămas numai fațada, ca și la vechea poștă de mai la Valea de Primărie. Și acum, de câteva zile, au fost scoși copacii, rădăcinile lor distruse, demolată și fațada, fără niciun panou informativ, fără nicio autorizație de demolare, de construcție, de ceva. Și acum, profitând de vidul, de putere, de lipsa administrației, de gringolada asta cu guvernarea, în câteva zile, în câteva luni, s-ar putea să apară și un bloc nou aici. Absolut ilegal, fără nicio autorizație. Și o să fie tolerat. Noua guvernare o să-l accepte. O să-l legalizeze. Și cam în felul ăsta, tot orașul vechi a fost distrus și transformat în zgârie-nori. Cu complicitatea lui Chertoacă, Urecheanu și cine a mai fost în funcțiile lor, în consiliile municipale, în parlament, în direcția de construcție, în procuratură, în poliție. Și noi zicem că mafia e Plahotniuc, că mafia e Filat. Fiecare al doilea moldovean o zgârie și dai de mafie. Simptomatic, cam așa arată toată capitala și Republica Moldova.